Recunoaștem că ar fi ciudat în aceste circunstanțe dificile, dar de fapt pentru orice guvernare, atunci când își propune să facă lucruri cu adevărat importante, să reformeze justiția bunăoară, să implementeze, să atragă, să distrugă scheme de corupție, să limiteze interesele obscure din domeniul economic, pe unde mai puși această criză energetică prin care trecem, ar fi cumva ciudat dacă scorul nostru ar crește. Totodată, Mihai Popșa a calificat drept naturală scăderea ratingului partidului aflat la putere după alegeri, explicând că motivul sunt așteptările excesive ale populației, care credea că tot ce a promis PAS în perioada campaniei electorale se poate îndeplini în scurt timp. Cam de ce cei care v-au solicitat sau v-au dat votul pentru ca să reformați justiția, să luptați cu schemele, acum așa ar pierde încrederea, dacă o faceți? Pentru că foarte mulți cetățeni au avut așteptări și aceste așteptări au fost cumva alimentate și de noi, așteptări exagerate, mă refer, că lucrurile se vor întâmpla peste noapte, că procurorii vor deveni peste noapte mult mai buni, mult mai integri, că judecătorii vor deveni peste noapte ușa de biserică. Ori acest lucru, evident, nu se poate întâmpla peste noapte. Evaluarea externă judecătorilor și procurorilor abia urmează, va dura în timp. Uh-huh. Acum abia începem evaluarea sau prevetting-ul CSM-ului și CSP-ului. Aceste așteptări de schimbări imediate, recunosc, alimentate inclusiv și de noi prin acele așteptări mari pe care le-am creat în campania electorală. Dar dumneavoastră înțelegeați atunci că asta este complicat să se realizeze și nu se va întâmpla peste noapte? Sigur că înțelegeam și noi. Explicam pe cât puteam. Este de remarcat faptul că ultimele două sondaje de opinie publică au demonstrat o scădere a ratingului politic al PAS, precum și o scădere a nivelului încrederii publicului în președinte și prim-ministru.